Un nou scandal zgâduie Coaliția de Guvernare social democrații pun piedică planurilor liberalilor de a vinde acțiunile companiilor din energie deținute de stat. Liberalii au încercat să facă acest lucru și în timpul guvernului Orban, doar că atunci Parlamentul, la inițiativa PSD, a interzis înstrăinarea de participație ale statului printr-o lege. Doar că legea este valabilă 2 ani, iar anul viitor expiră această interdicție, motiv pentru care liberalii au reluat discuțiile pe această temă. PSD nu este de acord nici acum ca statul să-și vândă acțiunile. De cealaltă parte, liberalii spun că prin vânzarea acțiunilor companiile ar putea face rost de bani pentru retehnologizare, iar printre companiile pe care PNL le are în vizor se numără Hidroelectrica, una dintre cele mai valoroase companii de la noi din România și Complexul Energetic Oltenia.